August 23, 1944. 1 million Russian troops entered my country. The communists took power, and then began a nightmare. Atheism became the official state religion. To proclaim Christ publicly became reason enough for arrest and torture. Spies were everywhere. Church leaders had a choice: either be enlisted in the service of the Soviets or go to jail. The communists skillfully seduced the church, and the church leaders were easily deceived. They convened a Congress of Cults for all ministers, pastors, and rabbis. Joseph Stalin was appointed as honorary patron. În timp ce România se îndreaptă către un progres inevitabil, vom adăuga în acest panteon al personalităților istoriei pe Darwin, pe Nietzsche, pe Hegel și, desigur, pe Marx. The Congress was broadcast across the nation. The idea was to persuade the public of the communist intent to cooperate fully with the churches. My wife, Sabina, and I watched as religious leaders, one after another, took the podium and spoke words assuring the communists of the loyalty of the church. It is happening here just as it did in Russia. And our glorious new Romanian government is in favor of faith. Any faith. They are even going to increase the pay of the clergy. Lenin defended the church until he came to power. Then tens of thousands of Christians die in concentration camps. This is madness. They are spitting in the face of Christ. Așadar, will you not wash this shame? Partidului comunist sunt binevenite. Este exact ceea ce Dumnezeul nostru consideră că trebuie făcut în aceste zile ale noastre. You do know that if I speak now, you will have no husband. Calea pe care ne-o indică și pe care a mers marele partid bolșevic. I don't need a coward for a husband. Conducător Iosif Vissarionovich Stalin este pe calea, este calea pe care și noi cu toții trebuie să o străbatem. Este calea colectivizării, calea electrificării, calea industrializării țării noastre. Scuzați-mă! Scuzați-mă, aș dori să iau cuvântul. Scrie un bilet ca toți ceilalți și așteaptă-ți rândul. Da. Sau aș putea să cobor acum? Îl cunoști pe omul ăsta? Da, Richard Wurmbrand, pastor luteran, foarte respectat. Wurmbrand? Nu o să ne facă probleme, nu? Nu. Cred că susținerea unui reprezentant al Consiliului Mondial al Bisericilor ar ajuta. În continuare, îl vom asculta pe pastorul Richard Wurmbrand, luteran, reprezentând misiunea Bisericii Suedeze și Ordinul Mondial al Bisericilor. Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi aici ca Sfânta Preoțime a lui Dumnezeu să preaslăvim numele lui Hristos, nu partidul. Comunismul i-a transformat pe frații noștri în martiri. Cum ar putea fi lăudat? Datoria noastră nu este să susținem puterile lumii care din și pleacă. Datoria noastră este să preamărim numele lui Dumnezeu, a tot Creatorul,
și al lui Hristos, Mântuitorul, care a murit pentru noi pe cruce. Repiza cruce a fost retras. Iisus a fost batjocurit de cei care sunt iar. Mai știu un miracol. Bun, Brand, ajunge. I-ai salvat pe alții și nu te poți salva pe tine. Ajunge, ajunge. Miracolul a fost. Tăiați-i microfonul. Că deși l-au bătut și l-au tinguit. Ajunge. Iisus îi tala. Am făcut dragi astăzi. Imediat. Iisus îi tala. Ajunge. Tăiați-i microfonul. Imediat. Imediat.